Tare. Și bine v-am găsit la o nouă lecție. Vom discuta despre legătura dintre intervale și modul. Haideți să vedem cum rezolvăm exercițiile în care avem, de exemplu, în primul caz, modul de x mai mic decât a. Modul de x este mai mic decât a dacă și numai dacă îl vom încadra pe x între minus -a și a, iar ca rezultat vom avea un interval deschis. În primul rând, pentru că avem semnul mai mic strict mai mic, atunci vom avea interval deschis, iar x va aparține lui minus a și a. Haideți să vedem pe un exemplu concret cum facem acest lucru. În primul exemplu avem mulțimea a. x aparține lui r cu proprietatea că modul de x este mai mic decât 4. Haideți să aflăm elementele mulțimii a. Modul de x mai mic decât 4. Și conform definiției, noi îl vom încadra pe x între minus -4 și 4. Adică x este strict mai mare decât minus -4 și strict mai mic decât 4. Și de aici vom putea scrie ca soluție că x va aparține intervalului deschis minus (-4, 4). Deci mulțimea A va fi intervalul deschis minus (-4, 4). În momentul în care avem Modul de x mai mic sau egal decât a, avem semnul mai mic sau egal, din nou îl vom pune pe x între minus a și a, iar soluția va fi intervalul închis, minus a, a. În exemplu de mai jos avem mulțimea b, unde x aparține lui r cu proprietatea că modul de x este mai mic sau egal decât 2. Și asta înseamnă că x este mai, x este mai mare sau egal decât minus 2 și mai mic sau egal decât 2. Și de aici, ca și soluție, vom avea x aparține a intervalului închis, pentru că avem semnul mai mic sau egal, minus 2 până la 2. Deci soluția mulțimii B este intervalul închis minus 2, 2. Însă, înainte de a merge mai departe, lasă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu pierde nicio lecție nouă. Următoarea mulțime, x aparține lui R cu proprietatea că modul de x minus 1 mai mic sau egal decât 5. Respectăm regula de mai sus, adică ce avem în modul, de data aceasta îl avem pe x minus 1, va fi între minus 5 și 5 poziționat. Adică x minus 1 mai mare sau egal decât minus 5 și mai mic sau egal cu 5. Noi acum va trebui ca la mijloc să ne rămână doar x. Și observăm că avem acest minus 1 plus și atunci relației vom adăuga un plus 1. Pentru că minus 1 plus 1 ne va da 0, deci 1 se reduce. Și atenție, pe plus 1 îl adăugăm la fiecare termen, adică minus 5 plus 1. Acum continuăm cu mai mic sau egal. Voi scrie detaliat ca să vă dați seama x minus 1 plus 1 mai mic sau egal decât 5 plus 1. Deci observăm că și lui minus 5 și termenul lui din mijloc, i-am adăugat un 1 și termenul lui din dreapta. Și acum vom face calculele. Minus 5 plus 1 ne va da minus 4, mai mic sau egal decât? La mijloc ne rămâne doar x, mai mic sau egal decât 6. Iar de aici vom putea scrie soluția, adică vom avea că x va aparține intervalului închis minus 4, 6. Deci mulțimea C va fi intervalul închis minus 4, 6. Următorul exemplu. Avem mulțimea D, unde X aparține lui R cu proprietatea că modul de 2X minus 1 mai mic decât 3. Procedăm ca și în cazul de mai sus, doar că aici, atenție, avem doar semnul strict mai mic. Deci 2X minus 1 îl punem între minus 3 și 3, adică 2x minus 1 este strict mai mare decât minus 3 și strict mai mic decât 3. Acum, la termenul din mijloc, la 2x minus 1, observăm că avem în primul rând minus 1 pe care trebuie să-l reducem și atunci voi adăuga un plus 1. Atenție la toți termenii. Minus 3 plus 1 mai mic decât 2x minus 1 plus 1 mai mic decât 3 plus 1. Voi face calculele și voi obține minus 3 plus 1 de va da minus 2, mai mic decât 2x îl reduc pe 1, deci mai rămâne doar 2x la mijloc, mai mic decât 4. Iar acum ce observăm, că la x, deci mai avem un 2, 2x, și va trebui să scăpăm de acest 2. Și atunci voi împărți prin 2 sau voi înmulți cu 1 pe 2 voi împărți la 2 ca să vă dați seama și voi avea minus 2 împărțit la 2 mai mic decât 2x împărțit la 2 sau puteam să mulțim cu 1 pe 2 și atunci reduceam termenii mai mic decât 4 împărțit la 2 și voi avea minus 1 mai mic decât, aici mai rămâne x, mai mic decât 2. Deci ca soluție finală vom avea x aparține intervalului deschis minus 1, 2. Deci mulțimea D este intervalul deschis minus 1, 2. Am văzut cum procedăm când avem modul de x mai mic decât a sau modul de x mai mic sau egal decât a. În cazurile următoare vom avea modul de x mai mare decât a sau modul de x mai mare sau egal decât a, unde aici vom avea ca soluție o reuniune de intervale. Dacă avem semnul strict mai mare decât A, atunci intervalul este deschis la A, pentru că la plus și minus infinit este întotdeauna deschis intervalul și dacă vom avea modul de x mai mare sau egal decât a, vom avea interval închis la a. Haideți să vedem pe un exemplu concret cum vom putea face acest lucru. Da, noi suntem aici la mulțimea e unde X aparține lui R cu proprietatea că modul de X minus 3 mai mare sau egal decât 3. Da, și suntem aici la al doilea caz, deci vom avea o reuniune de intervale. Haideți să vedem pas cu pas cum facem acest lucru. Urmăm definiția modulului, da? Modul de 2x minus 3 mai mare sau egal decât 3, vom avea două cazuri. Vom avea prima dată 2x minus 3 Va aparține intervalului minus infinit minus 3 închis. Și 2x minus 3 va aparține intervalului 3 închis plus infinit. Și acum voi lua fiecare caz în parte. 2x minus 3, care aparține intervalului minus infinit minus 3 închis, va fi 2x minus 3 mai mic sau egal decât minus 3, da? Pentru că intervalul nostru merge de la minus infinit până la minus 3. Deci 2x minus 3 l-am pus mai mic sau egal decât minus 3. Aici rezolv în ecuația 2x mai mic sau egal decât pe minus 3 îl trec cu plus și vom avea minus 3 plus 3, adică 0. Și de aici rezultă că x va fi mai mic sau egal decât 0. Și voi scrie primul interval, x va aparține intervalului minus infinit 0 închis. Și acum voi la al doilea caz, adică 2x minus 3 aparține intervalului închis 3 până la plus infinit. Și asta înseamnă că îl voi lua 2x minus 3 mai mare sau egal decât 3. Deci, încă o dată, în primul caz, am luat semnul mai mic sau egal decât minus 3, pentru că avem interval de la minus infinit până la minus 3. Și când avem intervalul de la 3 la plus infinit, aici vom face mai mare sau egal decât 3 relația noastră. Din nou, voi rezolva... 2x mai mare sau egal decât îl duc pe minus 3 cu plus 3 în partea dreaptă și vom avea 6. 2x mai mare sau egal decât 6, va rezulta x mai mare sau egal decât 3. Și de aici rezultă că x va aparține intervalului închis 3 plus infinit. Și observăm cele două intervale, iar ca soluție finală le vom reuni. x aparține de la minus infinit la 0 închis, reunit cu 3 plus infinit. De soluția mulțimii noastre este această reuniune de intervale minus infinit 0 reunit cu 3 plus infinit. La mulțimea f avem x aparține lui R cu proprietatea că modul de 2x minus 5 mai mare decât 5. Acum ne uităm la această soluție. Haideți să vă reamintesc definiția modulului. Modul de x ne va da x dacă x este mai mare sau egal decât 0 și minus x dacă x este mai mic sau egal decât 0. Dar în cazul nostru avem modul de 2x minus 5. Avem mai mare decât 5, da? Și vom lua cele două cazuri. 2x minus 5 va aparține intervalului minus infinit minus 5 deschis. Și al doilea caz, 2x minus 5 aparține intervalului 5 plus infinit. Voi lua prima ramură, 2x minus 5 aparține intervalului minus infinit minus 5. Aici vom pune semnul mai mic decât minus 5. Și va trebui să rezolvăm inecuația 2x minus 5 mai mic decât minus 5. Vom obține 2x mai mic decât minus 5 plus 5, care ne va da 0 x mai mic decât 0. Și de aici vom avea x aparține ca soluție intervalului minus infinit 0 deschis. Avem primul interval și luăm și al doilea caz, 2x minus 5 aparține de la 5 la plus infinit, 2x minus 5 va fi mai mare decât 5, da? pentru că avem aici interval de la 5 la plus infinit, aici vom pune mai mare decât 5. Rezolvăm inecuația 2x mai mare decât 5 plus 5 va fi 10, x mai mare decât 5. Al doilea interval, asta înseamnă x aparține de la 5 la plus infinit. Ca soluție finală, x va aparține intervalului minus infinit 0, reunit cu intervalul 5 plus infinit. Acesta a fost ultimul exemplu și îți mulțumesc că te-ai uitat până la final.